Dacă nu ați luat un exemplar, sunt în spate, ca și data trecută, pregătite un document care să ne ajute să ne ghideze în studiul nostru în această seară și să fie un ajutor și pentru dumneavoastră, pentru a reține mai bine lucrurile care le parcurgem, fiindcă într-adevăr este mult material. În seara aceasta ne aflăm în capitolul 22 din Mărturisirea de credință, cea din 1689 a baptiștilor, și capitolul acesta vizează două mari teme, și lucrul acesta este evident și prin titlul capitolului, și anume închinarea și ziua Domnului. Ziua Domnului este traducerea folosită în unele variante, în formatul ei original. Mărturisirea tratează tema sabatului. Pentru că tema aceasta este în contextul nostru poate mai delicată și pentru că capitolul acesta este foarte lung, astăzi vom trata tema închinării, primele șase paragrafe. Și data viitoare ne vom uita la problema sabatului sau ziua Domnului, ca să putem parcurge mai în detaliu, mai nuanțat. Nu vrem să ne trezim cu confuzii și să plecăm de aici crezând că suntem adventiști sau cine știe ce, pentru că mărturisirea folosește cuvântul sabat sau conceptul de ziua Domnului sau sabatul care... Pentru că, la urmă, aceasta tratează mărturisirea sabatul vechi testamental ca și zi. Da? Evident, sabatul nostru este Hristos, dar ca și zi pusă deoparte, ca și simbol, devine ziua Domnului, sâmbăta devine duminica și trebuie să ne uităm la aceasta, pentru că este important să ne uităm în mod nuanțat, să nu fie nicio confuzie despre ce noi credem că ziua Domnului este ceva care trebuie păstrat, cu foarte multă seriozitate și credem că porunca aceasta, ca o zi în mod special să fie dedicată închinării și mai ales închinării corporative, închinării bisericii, este o poruncă reală, legitimă până la întoarcerea Domnului. Da? Este un subiect destul de vast și vrem ca să-l tratăm cu seriozitate, de aceea vom împărți studiul nostru în aceste două părți. Astăzi ne uităm la închinare și la ceea ce mărturisirea ne spune despre închinare și miercurea viitoare, cu ajutorul Domnului, ne vom uita la problema sabatului sau la ziua Domnului. Ca și data trecută, pentru că am primit feedback pozitiv despre formatul acesta mai interactiv și cred că este benefic pentru dumneavoastră să exersați memoria biblică și benefic și pentru mine, evident, vom parcurge mărturisirea împreună și vom studia împreună ceea ce mărturisirea ne spune din Scriptură, încercând să găsim postamentul scriptural care stă la baza mărturisirii. Dar asta ne interesează, să vedem dacă ceea ce mărturisirea spune este biblic sau nu este biblic. Și convingerea noastră este faptul că e biblic, de aceea am adoptat-o ca și mărturisirea de credință a bisericii. Primul capitol tratează, titlul pus acolo, principiul închinării, este un titlu pus de mine ca să vă fie mai ușor de urmărit, tratează principiul închinării. Dezbaterea aceasta despre închinare, care este foarte la modă astăzi, este veche, nu este nimic nou. Ideea aceasta despre cum este corect să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, s-a purtat în fiecare secol. Și în secolul 17 era această dezbatere, doar că era în altă formă. Era, să zicem, Biserica Catolică și bisericile ortodoxe care aderau la un principiu și erau cei din tradiția reformată, noua formată tradiție reformată, care aderau la un alt principiu. Principiul închinării la care noi aderăm și credem că Biblia ne cheamă este intitulat principiul regulativ, prin care noi spunem că
Biblia reglementează închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu și doar ceea ce Biblia ne spune să facem în închinare este permis. Da? Cealaltă variantă, numit principiul normativ, deși în România este confuz că normativ și regulativ înseamnă același lucru, dar în limbaj teologic disting două lucruri, sau cum a fost numit de unii teologi în acea perioadă, principiul inventiv. Mi se pare o etichetă corectă, și anume, tot ceea ce Biblia ne poruncește ca să facem, plus orice putem noi inventa care Biblia nu interzice în mod expre, este permis în închinare. Da? Mărturisirea începe spunând despre principiul nostru de închinare că, în primul rând, toți oamenii sunt datori ca să închine lui Dumnezeu. Și începe spunând în felul următor. Iluminarea naturală a omului îi arată acestuia că există un Dumnezeu care are domnia și suveranitatea asupra tuturor. El este drept și bun și face bine tuturor. De aceea, el trebuie să fie temut, iubit, lăudat, chemat, crezut și slujit cu toată inima, sufletul și puterea. Da? Asta este prima parte din ceea ce mărturisirea ne spune despre principiul închinării. Primul principiu al închinării este toți oamenii sunt chemați, sunt obligați să se închine înaintea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este evident de peste tot în Scripturi, dar dacă vrem ca să vedem poate cel mai succint sau cel mai clar, putem merge în Romani 1, unde omenirea este condamnată pentru că n-a făcut lucrul acesta. Da? Romani 1, de la 18 la versetul 23, unde ni se spune că mânia lui Dumnezeu se revarsă peste toți oamenii și apoi se argumentează de ce este drept acest lucru și care e problema, cum nu s-a raportat corect omenirea la Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit. În primul rând le este descoperit, la un dat Apostolul Pavel argumentează, în ei, dar le este arătat și de Dumnezeu în natură. Atributele lui Dumnezeu sunt vizibile în natură și oamenii nu se pot dezvinovăți de la datoria aceasta de a se raporta corect la Dumnezeu, pentru că El s-a revelat prin natură sau prin revelația naturală. Și apoi Apostolul Pavel subliniază care este problema, da? Cum nu ne-am raportat noi corect și spune în felul următor. Deși l-am cunoscut pe Dumnezeu prin revelația naturală, oamenii nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și la o inimă fără pricepere. Da? Deci, ce se întâmplă? Oamenii îl cunosc pe Dumnezeu prin calea aceasta revelației naturale, au obligația să răspundă în închinare față de Dumnezeu și nu fac lucrul acesta. Nu-l proslăvesc pe Dumnezeu, nu-i mulțumesc lui Dumnezeu, nu se închină înaintea lui Dumnezeu, da? Mărturisirea apoi vrea să precizeze pentru noi că deși există o cerință de închinare universală, totuși există o închinare specială, o închinare religioasă, o închinare care Dumnezeu o cere prin cuvântul Său și care toți oamenii credincioși sunt datori ca să o dea lui Dumnezeu după cuvântul Său, da? După cuvântul Său. Totuși, spune mărturisirea, modalitatea de închinare acceptabilă a lui Dumnezeu, cel adevărat, a fost instituită de El însuși și delimitată clar prin voia Sa descoperită oamenilor. Într-o propoziție, mărturisirea ne prezintă principiul regulativ. Dumnezeu este Cel care a instituit închinarea și Dumnezeu este Cel care a reglementat-o prin cuvântul Său. Da? Cei care vor să se închine trebuie să se ghideze după standardul lui Dumnezeu. Cine ar putea să ne dea un text în care acest principiu este exemplificat? Ideea că Dumnezeu pretinde ca închinarea să-i fie dată după cum El a poruncit și nu după cum s-ar gândi oamenii. Puteți alege o varietate de texte. Rețineți că am avut cicluri de
studiu pe această temă, deci ar trebui ca să fie undeva acolo în biblioteca minții noastre lucrul acesta, da? De exemplu, dacă mergem în Vechiul Testament, o să ajungem și în Noul Testament, dar dacă mergem în Vechiul Testament, unde v-ați duce ca să vă gândiți, unde v-ați duce cu gândul atunci când vă gândiți la faptul că Dumnezeu pretinde o anumită închinare? Așa. Corect. Și spune exact, toate acestea trebuie respectate cu amănuntul. Da? Fiecare lucru trebuie pus exact cum Dumnezeu pretinde. Nimic nu poate fi adăugat, nimic nu poate fi substras, totul trebuie ca să fie exact. Sau, de exemplu, putem merge în Deuteronom, capitolul 12, la versetul 29, la versetul 32 și Dumnezeu tratează aici problema devierii de la închinarea prescrisă de Dumnezeu și la adaptarea închinării la cultură. Da? Asta se întâmpla, asta este tema tratată în Deuteronom 12, la 29, la 32. Priviți ce zice Dumnezeu poporului său. După ce Domnul Dumnezeul tău va nimici toate neamurile pe care le vei izgoni dinaintea ta, după ce le vei izgoni și te va așeza în țara lor, vezi să nu te lași prins în cursă, călcând pe urmele lor. După ce vor fi nimicite dinaintea ta, ferește-te să nu cercetezi despre dumnezeii lor și să zici, cum slujeau neamurile acestea dumnezeilor lor? Și eu vreau să fac la fel. Tu să nu faci așa față de Domnul Dumnezeul tău, căci ele slujeau dumnezeilor lor, făcând toate urăciunile pe care le urăște Domnul și ele chiar își ardeau în foc și fiii și fiicele lor în cinstea dumnezeilor lor. Voi să păziți și să împliniți toate lucrurile pe care vi le poruncesc eu. Atenție! Să n-adăugați nimic la ele și să nu scoateți nimic din ele. Acum, în ziua de astăzi, poporul lui Dumnezeu, biserica, nu mai cucerește popoare în sensul acesta încât să le stăpânească, dar totuși amestecul acesta, amalgamul acesta cultural, este o problemă pentru noi. Chiar acolo, în societățile în care creștinismul, între ghilimele, a cucerit societatea. Poate mai ales acolo, în țările care se consideră creștine, da? În țările care se consideră că au o pătură socială creștină, este o problemă. Pentru că biserica începe și se uită la societate și la felul în care societatea se manifestă, la felul în care societatea se închină, între ghilimele, și zice, de ce n-am putea să adoptăm și noi lucrurile acestea? Să uită la un concert rock, să uită la un festival, la un cenaclu, la alte lucruri și zice, uite, sunt forme, sunt elemente interesante care societatea din jur le folosește, ce-ar strica să le folosim și noi? Da? Pentru că până la urmă putem fi mai relevanți, putem fi mai în temă cu cultura care vrem să o impactăm. Principiul lui Dumnezeu este altul, este unul de separare între ceea ce este sacru și ceea ce este profan, între ceea ce este a lui și ceea ce este lumesc, între copiii lui și copiii satanei. Da? Și Dumnezeu a prescris întotdeauna poporului său, a reglementat închinarea și a cerut ca să nu se adauge nimic și să nu se substragă nimic, să nu se scoată nimic din această închinare. Și evident am putea argumenta lucrul acesta din Geneza până în Apocalipsa, dar am făcut asta deja și nu vreau să vă obosesc în această seară. Da? Apoi Mărturisirea spune că există această închinare care este cerută de la toți, există o închinare specifică care este cerută de la cei credincioși, reglementată și descoperită după cuvântul lui Dumnezeu, și că Dumnezeu nu va primi. El nu poate primi închinarea care este, spune Mărturisirea, și apoi enumeră diferite feluri de închinare care Dumnezeu nu le va primi. De exemplu, spune, nu poate primi închinarea care este făcută după imaginația sau metodele omenești. Da? Cine ne-ar putea spune un text care vizează lucrul acesta? Există o acuzație care Domnul Iisus o face la un moment dat în Evanghelii față de iudei exact pe tema aceasta, în care le spune că închinarea lor este bună, rea,
Eficientă? Cum? Real? Spune că este degeaba, este zadarnică, da? Matei 15 cu 9, Domnul Iisus spune, degeaba însă mi se închină ei, dând ca învățături niște porunci omenești. Da? Mărturisirea pur și simplu rezonează cu acest cuvânt, spunând că Dumnezeu nu primește închinare care este făcută după imaginația umană. Da? Nu contează ce au zis oamenii care trebuie să se întâmple în închinare sau ce este eficient în închinare, contează ceea ce a cerut Dumnezeu. Da? Și într-adevăr, în comparație cu imaginația noastră, modernă, pervertită, cerințele lui Dumnezeu par banale, simple. Da? Noi avem multe imaginație să pare decât Dumnezeu. Interesant este că și în Vechiul Testament, dacă vă gândiți, unde era o sumedenie de reguli, totuși fariseii au putut inventa mult mai multe reguli decât le-a dat Dumnezeu. Pe vremea Domnului Iisus Hristos, fariseii aveau o sumedenie de reguli care nu erau date de Dumnezeu și le țineau toate la litera legii lor umane. Și la un moment dat îl acuză pe Domnul Iisus Hristos pentru că, după legea lor inventată, el încălca legea. Și noi știm că Dumnezeu nu l-a trimis pe Hristos ca să încalce legea, ci să împlinească legea. De asemenea, spune mărturisirea, nu doar după imaginația noastră, dar după sugestiile satane. Și dacă v-ați gândit vreodată la lucrul acesta, iată că ne uităm la problema închinării și spunem, unii fac închinarea în felul acesta, alții preferă să o facă în alt fel. Și cumva și noi, care aderăm la principiul regulativ, păstrăm o neutralitate. Păi e preferința lor. Nu este vorba de preferință aici și chiar dacă ar fi, preferințele noastre, când încalcă regula lui Dumnezeu, sunt păcătoase. Da? Mărturisirea spune că oamenii sunt susceptibili chiar la sugestiile satanei când vine vorba de închinare. Da? De exemplu, Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 11 cu 3 în felul următor. Mi-e teamă însă că așa cum șarpele a înșelat-o pe Eva cu viclenia lui, gândurile voastre vor fi pervertite de la sinceritatea și curăția față de Hristos. Gândurile noastre sunt susceptibile la minciunile, la sugestiile satanei, dacă nu suntem atenți să ne gândim, să gândim și să raționăm după cuvântul lui Dumnezeu. Felul cel mai clar, cel mai evident, când oamenii s-au lăsat târâți după sugestiile satanei când vine vorba de închinare în Scriptură, este problema idolatriei. În Vechiul Testament, de fiecare dată, când poporul lui Dumnezeu a renunțat la închinarea adevărată, a început ca să se îndrepte după zeii și religiile păgâne și a căzut în păcatul idolatriei. Vedem în Noul Testament, de asemenea, că biserica nu este imună la această realitate. Și chiar Apostolul Pavel tratează această problemă că unii din biserică frecventau templele păgâne. Și Apostolul Pavel spune, nu știți că vă faceți părtași cu acești zei, cu acești dumnezei păgâni, dacă faceți lucrul acesta. Ca atare, noi trebuie să fim foarte atenți când suntem tentați ca să introducem ceva în închinarea bisericii pentru care nu avem un postament biblic. S-ar putea, fără să ne dăm seama, să fim susceptibili, să fim influențați de sugestia satanei care vrea să ne ia atenția deasupra lui Dumnezeu și deasupra închinării care Dumnezeu o cere și să ne ducă la Dumnezei străin și la închinare străină. De asemenea, mărturisirea spune că Dumnezeu nu primește niciun fel de închinare care folosește o reprezentare vizuală. Acum, mărturisirea se referă la icoane, la chipuri cioplite și alte lucruri de genul în închinare. Da? Ca să vă dau eu un text, am lăsat loc pentru trei texte, ar putea fi la fiecare punct mai multe. Dacă începem în Exod 20, când Dumnezeu le dă legea, este una dintre primele lucruri care le tratează. Apoi Dumnezeu, Exod 20 la versetul 1.
Apoi Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa sclaviei. Să nu ai alt Dumnezeu în afară de mine. Să nu-ți faci vreun idol reprezentând vreun lucru de sus, din cer, de jos, de pe pământ sau din apele de sub pământ. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, fiindcă eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc copiii pentru nelegiuirea părinților lor, până la a treia sau a patra generație a celor ce mă urăsc, și mi-arăt îndurarea până la a mia generație a celor ce mă iubesc și împlinesc poruncile mele. Conceptul acesta, ca să nu avem niciun idol sau Dumnezeu sau o reprezentare a unui zeu sau unui idol, îl mai găsim și în alte locuri în Vechiul Testament. În Deuteronom 4, dacă mergem de la versetul 15, din nou ni se dă o poruncă explicită prin care ni se spune să nu cumva să facem lucrul acesta. În ziua când Domnul Dumnezeul vostru va vorbi la Horeb, din mijlocul focului, nu ați văzut nicio înfățișare. De aceea vegheați cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă pervertiți și să vă faceți vreun chip cioplit, reprezentând un idol sau chipul unui bărbat sau unei femei sau înfățișarea unui animal de pe pământ sau a unei păsări care se zboară prin aer sau chipul vreunui creatur care mișună pe pământ sau vreunui pește care trăiește în ape. Ce vrea să spună este foarte clar. Nicio reprezentare vizuală, pentru că Dumnezeu nu poate fi reprezentat în felul acesta. Dar nu poate fi reprezentat în felul acesta. De aceea, mișcarea evanghelică, care și are rădăcinile în Reforma Protestantă, a renunțat la tot ceea ce înseamnă reprezentări vizuale, la icoane, la picturi, la sculpturi și așa mai departe, și la folosirea lor, cum zice Biserica Ortodoxă sau Biserica Catolică, ca și un instrument prin care intri în închinare sau prin care te închin la Dumnezeu. Da? Pentru că, de fapt, noi știm, și atunci când și ei sunt onești, că este mai mult decât atât. Da? Icoanele cu Maria sunt venerate. Nu știu cum altcumva poți descrie când vezi oameni care le pupă, când vezi oameni care le încercuie altarele în genunchi și așa mai departe, decât venerare. Da? Când vezi oameni care cad la pământ înaintea lor, nu poți ca să tu... Poți să încerci să-mi argumentezi cât vrei, că de fapt nu este venerare, nu este închinare. Orice om ai întreba când vezi o asemenea manifestare, ar spune omul acela să închină la icoană, să închină la un chip, la un chip cioplit. De asemenea, și în Noul Testament, conceptul acesta este repunctat pentru noi. Da? În Faptele Apostolilor 17:29, ni se spune în felul următor. Deci dacă suntem urmași al lui Dumnezeu, n-ar trebui să ne gândim că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau a pietrei, o imagine făcută prin îndemnarea și gândirea omului. Ce vrea să spună aici? Pur și simplu că nu putem concepe că Dumnezeu este în niciun fel asemănător cu lucrurile acestea, cum ar fi o piatră, cum ar fi aurul sau argintul sau orice și-ar putea închipui un om. Ca atare a încerca să-l reprezinți prin lucrurile acestea ar fi o greșeală. Dumnezeu nu poate fi cuprins în felul acesta. De fapt, singura icoană a dumnezeirii, ne spune Scriptura, este Domnul Iisus Hristos. Da? Domnul Iisus Hristos. De aceea Domnul Iisus spune că dacă l-ai văzut pe El, spune ucenicilor, l-au văzut pe El, au văzut pe Tatăl. Da? În El locuiește, trupește toată plinătatea, toată dumnezeirea. El este singura reprezentare materială, să zicem, a dumnezeirii și într-o zi îl vom vedea. Într-o zi, cum mă vedeți pe mine, noi toți îl vom vedea pe Hristos. Asta este nădejdea noastră. Da? Mărturisirea încheie acest paragraf spunând că nici o altă modalitate care n-a fost clar prescrisă în Sfânta Scriptură nu este bine primită de Dumnezeu. Da? Nu este bine primită de Dumnezeu. Ca atare, noi avem această convingere
că dacă nu putem găsi în Sfânta Scriptură o poruncă de la Dumnezeu, sau dacă circumstanțele necesare, prin logica simplă, nu ne duc în a împlini ceva încât să împlinim acea poruncă, noi nu facem acel lucru. Da? Pentru că nu vrem în niciun fel să fim neplăcuți înaintea lui Dumnezeu. Nu vrem în niciun fel să facem ceva care Dumnezeu nu ne-a poruncit. Da? Nu ne-a poruncit. Următorul paragraf tratează nu principiul închinării, deci principiul a fost clarificat, închinarea este obligatorie pentru toți oamenii, închinarea după cuvântul lui Dumnezeu este obligatorie pentru copiii lui Dumnezeu, acum ni se vorbește despre obiectul închinării. Da? Mărturisirea ne spune că închinarea religioasă, aici se referă la închinarea omului credincios, nu la închinarea generală care toți oamenii trebuie să o dea lui Dumnezeu, închinarea religioasă trebuie făcută către Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și, atenție, numai către El. Numai către El, da? Nu ne închinăm nimănui decât lui Dumnezeu. Decât lui Dumnezeu. Cine ar putea ca să împărtășească cu noi un verset din Scriptură care clarifică lucrul acesta? În Matei 4, dacă mergem, este ispitit Domnul Iisus, la versetul 9, și Satan îi cere Domnul Iisus ca să se închine înaintea lui și Domnul Iisus răspunde la versetul 9. Apoi a zis, în versetul 9 Satan îl ispitește, apoi a zis, toate acestea ți le voi da ție dacă te vei închina și dacă vei cădea la pământ înaintea mea și te vei închina. Atunci Iisus i-a răspuns, pleacă Satan, căci este scris, Domnul Dumnezeul tău să te închini și numai lui să-i slujești. Da? Ideea aceasta am văzut-o și în Exod, atunci când s-a dat legea, Dumnezeu cere o închinare exclusivă. Închinarea noastră este rezervată doar pentru Dumnezeu și nu poate în niciun fel ca să fie împărțită, să dăm închinare lui Dumnezeu și altcuiva sau la altceva. Dumnezeu pretinde o închinare absolut exclusivă. Ca să fim siguri că am înțeles, mărturisirea din nou enumeră unele exemple ca să înțelegem că nu se permite închinarea. Și ne spune, în niciun fel nu se permite, niciodată nu se permite către îngeri, către sfinți sau orice alte creaturi. Da? Doar Creatorul este Cel care cere, merită, trebuie să ne închinăm. Orice creatură, și aici în categoria de creatură intră orice în afară de Dumnezeu, că El este Creatorul, nu trebuie să primească închinarea noastră. Cine poate ca să împărtășească cu noi un verset sau două vis-a-vis de faptul că închinarea la îngeri este interzisă? În Apocalipsă, da? În Apocalipsa 19 cu 10, Ioan total șocat de ceea ce vede și de prezența îngerilor, spune, am căzut la picioarele lui ca să mă închin, dar el mi-a zis, vezi să nu faci lucrul acesta, eu sunt slujitor împreună cu tine și cu frații tăi care țin mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu să te închini, căci mărturia lui Iisus este Duhul profeției. De asemenea, vedem că Apostolul Pavel condamnă pe cei care practică lucrurile acestea și promovează lucrurile acestea în Coloseni 2 cu 18. Nimeni care își găsește plăcerea într-o falsă smerenie și în închinarea la îngeri să nu vă răpească premiul. Un astfel de om cercetează amănunțit lucrurile pe care pretinde că le-a văzut. Vorbește despre vedenie aici. Apostolul Pavel spune, oamenii aceștia care cad în capcana închinarea idolilor și la îngeri sunt oamenii care sunt foarte preocupați de vedenile lor. Mai puțin preocupați de cuvântul lui Dumnezeu, foarte preocupați de lucruri care pretind că le-au văzut. Nu le-au văzut,
Dar n-au fost răpiți în Duhul, nu au primit o descoperire de la Dumnezeu, dar ei pretind. Și ei vor ca să insiste foarte mult. Uite ce am văzut eu, uite ce am visat eu. Și Apostolul Pavel spune, atenție la oamenii ăștia. Oamenii ăștia n-au de obicei legături cu Dumnezeu. Dar acum posibil să fie oameni care pentru o perioadă sunt imaturi și slabi, dar este mai bine să te ferești de asemenea oameni. Dar în contextul acesta spune că acești oameni, această categorie, sunt și cei care se închină la îngeri și trebuie să ne ferim de așa ceva pentru că caută să ne răpească premiul. Da? Un astfel de om cercetează mănunțit lucrurile pe care pretinde că le-a văzut și se îngânfă fără motiv prin gândurile firii. Da? Se îngânfă pentru că crede că are o descoperire, crede că el a intrat în contact cu dumnezeirea într-un fel mai special. Bun. De asemenea, ni se spune să nu ne închinăm sfinților. Când ne gândim la închinarea sfinților, în fața sfinților, în Noul Testament, la ce episod v-ați gândi? Să o punem așa. În ziua de astăzi, oamenii se închină la sfinții care sunt morți. Întrebarea e sfinții, nu ăștia inventați. Sfinții apostoli, de exemplu, ar fi permis închinarea când erau vii? Nu. Avem un episod în care se încearcă închinarea înaintea lor? Pavel și Barnaba, da. Mergem în Faptele Apostolilor. 14. La 14, la versetul 11, la 18. Când au văzut mulțimile, ce a făcut Pavel, au strigat... Zeii au coborât la noi în chip de oameni. Pe Barnaba îl numeau Zeus, iar pe Pavel Hermes, pentru că era cel ce mânuia cuvântul. Preotul Zeus, al cărui templu era în fața cetății, a adus boi și ghirlande de flori la porți și împreună cu mulțimile voia să le aducă jertfă. Când au auzit aceasta apostolii Barnaba și Pavel, și-au sfâșiat hainele. Și asta ar fi reacția sfinților, apostolilor și orice om credincios la ceea ce se întâmplă astăzi în bisericile tradiționale. La închinarea înaintea moaștelor, la închinarea înaintea unui chip care îl reprezintă pe un apostol sau pe un așa zis sfânt. Un om care este cu adevărat sfânt s-ar sfâșia hainele și ar spune nu mai faceți așa ceva. Nu se cuvine să se întâmplă așa ceva. S-au sfâșiat hainele și s-au repezit afară, în mijlocul mulțimii, strigând, oamenilor, de ce faceți aceste lucruri? Și noi suntem oameni de aceeași natură ca și voi. Vezi, apostolii au înțeles că închinarea trebuie să meargă de la cei creați spre creator. Și astea sunt categoriile cu care lucrăm. Niciodată o creatură nu trebuie să dea închinare spre altă creatură. Creatorul este singurul care trebuie să primească închinarea noastră. Noi vă vestim Evanghelia ca să vă întoarceți de la aceste lucruri nefolositoare la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Vedeți? Ideea care se punctează este că credința în Dumnezeu, prin Evanghelie, te eliberează de la asemenea manifestări. De la venerarea unui om, de la închinarea în fața unui om, de la aducerea jertfei unui om, da? Te eliberează ca să îl cunoști cu adevărat pe Dumnezeu și să-i aduci închinare doar lui, pentru că doar el o merită, da? Doar lucrul acesta, în ziua de astăzi, este suficient pentru a declara Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică, Biserica Apostată. Excluzând tot ceea ce mai am putea pune pe lângă, doar aspectul acesta. De venerare, a chipurilor, prin chipuri cioplite sau pictate, zic ei, dar până la urmă, ce venerează prin chipul lui Maria? Pe Maria. Da? Ce venerează prin chipul unui apostol? Pe acel apostol. În fața cui se proștern? În fața acelor chipuri. Da? Doar lucrul acesta, după teologia apostolului Pavel, ar fi suficient ca să fie declarați o biserică apostată. Și în cele din urmă,
Ni se spune să nu ne închinăm la orice creatură. De fapt, asta punctează Apostolul Pavel în Romani, capitolul 1, în versetul 25. El spune că problema este că ei au schimbat adevărul lui Dumnezeu într-o minciună și s-au închinat și au slujit creației în loc de a se închina Creatorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Asta este esența idolatriei, asta este esența depărtării de Dumnezeu, să te închini înaintea creației în loc să te închini Creatorului. Da? Apoi mărturisirea ne sublinează faptul că ca să ne putem închina lui Dumnezeu avem nevoie de un mijlocitor. Momentan nu avem acces direct. Da? Și spune felul următor. De la căderea omului în păcat, închinarea nu se poate face fără un mijlocitor. Unde ați merge în Scriptură ca să arătați lucrul acesta? Sau altfel spus, a fost o perioadă în care omul putea să închine înaintea lui Dumnezeu fără mijlocitor? În Eden, da? Cum este descrisă relația lui Adam cu Dumnezeu? Dumnezeu ce făcea împreună cu Adam? Povestea, umbla cu el, da? Evident, este o metaforă. Dar umbla cu el, avea o relație directă. Putem să mergem în Geneza și vedem din Geneza, din capitolul 1 până în capitolul 3, că relația aceea se întrerupe. Că Dumnezeu izgonește pe om din prezența lui și din momentul acela omul nu mai are acces direct la Dumnezeu. Ceea ce urmează apoi în tot Vechiul Testament este relația intermediată a omului cu Dumnezeu. Da? Intermediată prin tot felul de simboluri și de mecanisme care reprezintă cel care intermediază în mod ultim relația omului cu Dumnezeu, care este Domnul Iisus Hristos. Da? De aceea mărturisirea spune și această mijlocire nu poate fi făcută de nimeni altcineva decât de Domnul Hristos și doar de El, ca să fie cât se poate de explicită. Da? Și lucrul acesta este cât se poate de explicit în Noul Testament. 1 Timotei 2,5 ne spune că ci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Da? El este singurul nostru mijlocitor. Nimic nu poate intermedia închinarea noastră decât Domnul Iisus Hristos. De aceea, inclusiv ideea că o icoană sau un sfânt sau cineva ne-ar intermedia, ne-ar ajuta într-un fel, ar fi un fel de portal înspre prezența lui Dumnezeu, este fals. Nici măcar biserica nu este în sensul acesta un intermediar între tine și Dumnezeu. Biserica este un instrument al Harului care Dumnezeu l-a lăsat pentru zidirea ta, pentru creșterea ta spirituală. Tu când intri în prezența lui Dumnezeu, intri prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Da? Neintermediat de biserică, neintermediat de păstor, neintermediat de vreun preot, de nimeni altcineva, decât prin jertfa Domnului Iisus Hristos, decât prin persoana Domnului Iisus Hristos. Da? Următoarele capitole, paragrafe, pardon, adică 3, 4 și 5, vizează elementele închinării. Deci dacă am înțeles principiul închinării, dacă am înțeles obiectul exclusiv al închinării, apoi mărturisirea ne duce la elementele închinării. Altfel spus, ce facem sau ce se întâmplă în închinarea noastră, da? Și începe cu aspectul rugăciunii. Rugăciunea cu mulțumire, ca parte a închinării naturale, diferența care o face mărturisirea între închinare naturală și închinare religioasă, închinarea naturală este închinarea universală cerută de la toți oamenii, da, și care se poate manifesta oricând și oriunde, și închinarea religioasă este ceea ce se întâmplă prin închinarea formală a credinciosului. Diferența fiind, tu te poți ruga pe mașină, da? Aia este închinare, dar aia este diferit de închinarea care se întâmplă prin rugăciune când te rogi în biserică.
Sunt două lucruri diferite. Ambele sunt închinare, dar sunt diferite, sunt distincte și Dumnezeu are pretenții diferite de la acele feluri de închinare. Dumnezeu nu-ți cere, de exemplu, să ai toate elementele închinării bisericești la tine pe mașină. Tu nu trebuie să începi cu o chemare la închinare, după aia cu o rugăciune de laudă, după aia îți mărturisești tu ție păcatele și așa mai departe. Zici, ok, am parcurs toate elementele cerute din Scriptură. Nu. Tu poate doar zici o rugăciune înainte să pornești la drum și Dumnezeu îți primește închinarea aia, dar ea este distinctă, diferită de închinarea religioasă sau formală în cadrul bisericii. Rugăciunea cu mulțumire, ca parte a închinării naturale, este cerută de Dumnezeu de la toți oamenii. Și dacă mergem în Scriptură, vedem lucrul acesta ca și fiind adevărat. Ni se spune peste tot să ne rugăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu. De exemplu, Filipeni 4:6, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, prin rugăciune și cerere cu mulțumire, faceți cunoscute cerințele voastre înaintea lui Dumnezeu. Mai este porunca aceasta pentru biserică? Da, evident, trebuie să facem asta și în biserică, trebuie să avem rugăciuni de mulțumire în biserică, dar porunca aceasta este valabilă și pentru viața de zi cu zi. Dumnezeu cere lucrul acesta de la fiecare dintre noi. Eu trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru diverse lucruri și trebuie ca să vin în rugăciune întotdeauna. De asemenea, am văzut în Romani, capitolul 1, din nou este subliniat aspectul acesta că nu s-au închinat și nu au venit cu mulțumire sau cu rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu oamenii. Versetul 21 din Romani 1, fiindcă deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu l-au slăvit ca Dumnezeu și nici nu i-au mulțumit. Da? Nici nu i-au mulțumit. Pentru ce ar trebui oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu prin calea revelației naturale să mulțumească? Sau ar trebui? Ar trebui, că Apostolul Pavel tocmai a spus că ar trebui. Dar pentru ce? Ce primul lucru care un om, privind la realitatea naturală, ar trebui să se gândească să-i mulțumească lui Dumnezeu? Pentru ce? Pentru viață, pentru că există. Da? Prima întrebare care își o pune omul existențială este cum de exist? Da? Cum de exist? Și răspunsul cel mai logic și natural este pentru că am fost creat. Pentru că am fost creat. Dar nimeni nu presupune că obiectele care le vedem au ajuns în existență decât pentru că cineva le-a creat, cineva le-a făcut. Dar de asemenea, noi când ne gândim, primul nostru gând existențial este cineva m-a creat. Sunt munca creativă a lui Dumnezeu și ar trebui orice om să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Și totuși, lumea nu face lucrul acesta. Apoi mărturisirea spune că deși toți oamenii trebuie să aducă mulțumiri și rugăciuni înaintea lui Dumnezeu, totuși există și în sfera rugăciunii, există un standard care Dumnezeu îl cere. Dumnezeu vrea o rugăciune după cuvântul Său. Nu vrea ca tu să te rogi cum vrei tu, da? Ci El ne învață să ne rugăm. Mărturisirea spune totuși pentru a fi acceptată de El, această rugăciune trebuie să fie făcută într-un anumit fel. Și apoi ne enumeră din Scriptură ceea ce Biblia ne învață despre rugăciune. În primul rând ne spune că rugăciunea trebuie făcută în numele Fiului. Cine poate da un verset care vorbește despre faptul că rugăciunile noastre trebuie să fie făcute în numele Fiului? Ioan, capitolul 14, versul 13 la 14. Domnul Iisus, pregătind ucenicii, le spune și orice veți cere în numele meu, voi face pentru că Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Da? Deci rugăciunile noastre sunt făcute în numele Fiului. Acum ce înseamnă că rugăciunea noastră este făcută în numele Fiului? Înseamnă asta doar că mă rog și după aia zic, m-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos, gata. E numele Fiului? E vorba de o formulă care trebuie
să aplice. Nu că e rău ca să spui că te rogi în numele lui Hristos. Sau e ceva mai mult decât atât? Ce credeți? Ce înseamnă să te rogi în numele cuiva? De exemplu, dacă ai venit la mine și m-ai rugat ceva, frate, uite, am nevoie să-mi dai ceva. Și zici, uite, pentru mine o cer, dar te rog în numele lui Iuliu. Pe barba lui. Hai că în România trebuie să știm ce înseamnă a ruga numele cuiva, că așa lucră tot sistemul de pile românesc prin care trăim. Te duci la cineva, m-a trimis Xulescu, da? Ce faci? Te rogi în numele lui Xulescu. Și persoana respectivă care îți face favoarea, să nu numim ilegalitate, da? O face pentru Xulescu. Da? Asta înseamnă a te ruga în numele cuiva. Să nu faceți asta, că asta e păcat. În America nu mă. Da, exact, dar și ea-s păcătoși. A te ruga în numele lui Hristos, da, este a invoca numele lui Hristos, dar este mai mult decât atât. Este a merge în meritul Domnului Iisus Hristos. A înțelege că te duci reprezentat de El. Da? A înțelege că te duci și El garantează pentru tine. El este Cel care a plătit pentru favoarea care ți se face. Asta înseamnă a te ruga în numele Domnului Iisus Hristos. Ca atare și ceea ce cer trebuie ca să fie în conformitate cu persoana care te recomandă. Da? Dacă, de exemplu, ați merge la cineva, nu știu, la un medic care eu îl cunosc, să vă facă o ilegalitate și să spune, știi, pentru Mihai. S-ar putea ca medicul ăla să zică, sau cunoscutul ăla să zică, băi, eu nu cred că e pentru Mihai. Că nu cred că Mihai m-a rugat să fac așa ceva. S-ar putea ca foarte multe dintre rugăciunile noastre care le punctăm, m-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos, să ajungă la poarta cerului și acolo să zică, Domnul Iisus nu girează pentru așa ceva, da? Nu este în conformitate cu natura Lui, cu scopurile Lui. Da? A te ruga în numele Lui Iisus înseamnă a te ruga în meritul Lui și în conformitate cu voia Lui, cu caracterul Său. Da? În al doilea rând, trebuie să ne rugăm întotdeauna prin ajutorul Duhului Sfânt. Prin ajutorul Duhului Sfânt. Cine împărtășește cu noi un verset pe această temă? Unul foarte, foarte, foarte bine cunoscut din cel mai cunoscut capitol pentru calviniști, Romani 8, versetul 26 și 27. Dar în același fel, Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre pentru că noi nu știm cum ar trebui să ne rugăm. Și Duhul însuși mijlocește cu suspine negrăite. Însă cel care cercetează inimile cunoaște care este gândirea Duhului, pentru că acesta mijlocește pentru sfinți potrivit cu voia lui Dumnezeu. În Efeseni 6:18, Apostolul Pavel spune, rugați-vă întotdeauna în Duhul. Da? În Duhul. Dacă facem legătura cu Romani 8, înțelegem că te ruga în Duhul, în primul rând, înseamnă o rugăciune călăuzită de Duhul Sfânt. Înseamnă, în primul rând, o rugăciune după voia lui Dumnezeu, nu o rugăciune extatică. Da? Asta înseamnă a te ruga în Duhul, a te ruga împuternicit de Duhul Sfânt, a te ruga călăuzit de Duhul Sfânt, a te ruga învățat de Duhul Sfânt. Da? Apoi ni se spune că trebuie, ca întotdeauna, să ne rugăm în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Da? Întotdeauna. O rugăciune în Duhul Sfânt nu va fi una care e împotriva voiei lui Dumnezeu. Deși vai câte rugăciuni așa spuse în Duhul să rostesc și să cer sau să spun lucruri total contrare cu Scriptura. Da? Alea nu sunt rugăciuni prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt întotdeauna te va călăuzi ca să cer după voia lui Dumnezeu. Toate rugăciunile noastre, de fapt, trebuie să fie după voia lui Dumnezeu. 1 Ioan 5:14 ni se spune în felul următor. Și aceasta este îndrăzneala pe care o avem înaintea Lui. Dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. Asta este singura noastră certitudine. Aberațiile acestea cu dacă ai destulă credință, proclam și se întâmplă, nu îl impresionează pe Dumnezeu. Este un singur lucru care garantează răspuns la rugăciunea ta și anume ca acea rugăciune să fie după voia lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că tu trebuie ca să cauți prin ceva proces să descoperi voia ascunsă, tainică a lui Dumnezeu. Nu e asta treaba ta.
și treaba mea. Treaba mea e ca să mă rog în conformitate cu cuvântul care mi l-a revelat și Dumnezeu va răspunde în conformitate cu planul său tainic. Da? Apoi ne se spune că rugăciunea trebuie să fie făcută pe înțeles. Pe înțeles. Interesant, nu? Nu te-ai gândit că în secolul 17 s-ar confrunta cu asemenea probleme. Pe de o parte se confruntau și ei cu anumite izbucniri microcarismatice, dar ei se confruntau cu o altă problemă și cu una care se confruntă și astăzi, din păcate, o mare parte din creștinătate, și anume cu Biserica Romano-Catolică, care se rugau în slujbele lor în latină. Și nu înțelegea nimeni nimică. Și oamenii mergeau la biserică și ei ziceau rugăciunile și lumea a plecat și nimeni nu știa ce s-a întâmplat în biserică. Da? Biblia ne învață foarte, foarte clar că rugăciunile noastre trebuie să fie cu înțeles. Da? Trebuie să fie într-o limbă cunoscută și trebuie să aibă sens. De multe ori sunt rugăciuni care se rostesc, care sunt în românește, dar nu pot fi înțeles. Dacă ai sta ca să le pui pe hârtie și să... Ok, ce-o zis omul ăsta? Ce-o vrut ca să spună? Sau pentru ce s-o rugat? Ce-o cer? N-ai putea ca să distingi pentru ce s-a rugat acea persoană. Da? Trebuie ca să fie făcute cu înțeles. Da? Domnul Iisus ne spune în Matei 6, binecunoscutul capitol în care Domnul Iisus își învață ucenicii să se roage. Da? Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași cuvinte cum fac neamurile sau cum fac păgânii, cum fac barbarii, care cred că dacă spun multe cuvinte, vor fi ascultați. În ziua de astăzi, în cercurile evanghelice, asta se manifestă prin rugăciunea în limbi și rugăciunile extatice, dar și prin rugăciunile aberante și neînțelese, în care se tot repetă aceleași fraze: o, Doamne, 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 Domnule și Doamne Sfânt și nu știu ce și de o mie de ori și n-a zis omul nimic. Doamne Sfânt și Doamne Mare și la final de rugăciune de 5 minute numai cu Doamne Sfânt și Mare a rămas, dar omul n-a zis nimic. Da? De ce fac oamenii asta? De ce facem noi asta de multe ori? Zicem trei cuvinte, după aia băgăm o lozincă din asta. De ce? Pentru că credem cumva că rugăciunea asta e mai de impact dacă spunem multe cuvinte și mai ales cuvinte din astea spirituale. Nu, rugăciunea noastră este de impact dacă este călăuzită de Duhul Sfânt, dacă este după voia lui Dumnezeu și dacă este înțeleasă, dacă are un înțeles. Ca atare, noi nu trebuie să fim ca și păgânii. O rugăciune simplă, de o singură propoziție, dar care este sinceră, care este inteligibilă, este mai benefică pentru tine, este mai ziditoare pentru frații tăi și este mai bine primită înaintea lui Dumnezeu decât cea mai pompoasă și plină de cuvinte spirituale, rugăciune, dar fără sens. Da? Dumnezeu nu e impresionat de lucrurile acestea. În 1 Corinteni 14, ne vom uita mai încolo imediat la acest aspect. De asemenea, Apostolul Pavel ne spune că rugăciunea trebuie să fie inteligibilă. Trebuie să fie inteligibilă pentru noi, de aceea la un moment dat spune că ce-i de făcut trebuie să mă rog cu mintea. Da? Mă rog cu Duhul, dar mă rog cu mintea. Trebuie să înțeleg ceea ce spun. Da? Apoi trebuie să fie cu reverență. O rugăciune simplă poate fi cu reverență. O rugăciune foarte lungă și foarte complicată poate fi lipsită de reverență. Da? Noi trebuie ca să înțelegem că atunci când intrăm în prezența lui Dumnezeu prin închinare, intrăm în prezența lui Dumnezeu. Da? Realmente asta se întâmplă. Cred că am uitat aspectul acesta. Cred că am uitat aspectul acesta și când venim la casa Domnului. Vă spun de multe ori, ați observat fenomenul. Vine fratele și nu știe cum să vă atragă atenția. Și fratele care urmează să facă chemarea la închinare trebuie să aștepte și noi să stăm să terminăm să dea auzit. Te-au prins la jumătate de explicație, știi? Păi să vezi că am fost la piață și așa și am luat 5 kg și nu știu ce și tu nu poți ca să te oprești brusc din explicația cu kilogramele de roșii, pentru că aia e important. E groaznic, e îngrozitor
E îngrozitor, de câteodată când se întâmplă, mi se ridică părul pe mână pentru că realizez că n-avem habar ce am venit să facem aici. N-avem habar. Nu e reasocializarea, nu e rea, e super, e excelent, da? Dar nu de aia am venit. Nu de aia am venit, da? Dacă vrem socializare, putem să organizăm tot felul de cadre de socializare. Trebuie să intrăm cu reverență în casa Domnului, trebuie să intrăm cu reverență în orice act de, în orice act de închinare. Este important ca să realizăm aspectul acesta. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui, lui Dumnezeu, Eclesiastul 5:1. Și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nesăbuiților, căci ei nu știu că săvârșesc un rău. Păzește-ți piciorul, da? Când intri în casa Domnului. Realizează că te-ai dus la un loc desemnat, la un timp desemnat, pentru a te închina înaintea lui Dumnezeu. Asta este scopul, scopul principal, da? Vedem, de exemplu, că Domnul Iisus se închina cu reverență, da? Dumnezeu Fiul se închina, se ruga cu reverență. Evrei 5:7. El în timpul vieții lui pe pământ s-a rugat și a făcut cereri cu strigăte puternice și cu lacrimi către cel care a putut să-l scape de la moarte și a fost auzit datorită reverenței sale. Da? Datorită reverenței sale. Reverența este un aspect important. De asemenea, Mărturisirea spune că umilința este un aspect important. Trebuie ca să venim înaintea lui Dumnezeu recunoscând ceea ce suntem. Da? Suntem niște păcătoși care nu merităm harul său, care nu merităm favoarea sa. Poate cel mai bine cunoscut exemplu despre rugăciunea fără smerenie și rugăciunea cu smerenie o avem în Luca 18, de la versul 9 la 14, în această pildă în care Domnul Iisus vorbește despre doi oameni care s-au dus la templu să roage. Unul era fariseu, iar celălalt era un vameș. Fariseul stătea în picioare, da? Ne arată faptul că fariseul este încrezut. El este, stă pe picioarele lui. El e fariseu, el n-are de ce ca să se teamă sau să fie smerit. El este unul care merită să intre în, în prezența lui Dumnezeu. Cel puțin așa se consideră el. Fariseul stătea în picioare și se ruga în sine însuși astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni, tâlhari, nedrepți, curvari și nici chiar ca acest vameș. Eu postez de două ori pe săptămână și dau zeciuială din tot ceea ce câștig. Vameșul însă stătea la distanță și nu îndrăznea nici măcar să-și ridice ochii spre cer, ci se bătea pe piept zicând: Dumnezeule, îndură-te de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă acesta s-a dus acasă socotit drept decât celălalt. Căci oricine se înalță pe sine va fi smerit, iar cel ce se smerește va fi înălțat. Singura postură, fie că ești în picioare, fie că ești în genunchi, fie că ești pe scaun, care se cuvine să vină înaintea lui Dumnezeu, este în smerenie. Este singura postură în care putem ca să venim înaintea lui Dumnezeu. Să ne ferească Dumnezeu să încercăm să ne afișăm noi în închinarea noastră. Să ne dăm noi spiritual prin rugăciunile noastre. Nu v-a trecut prin gând vreodată. Mie mi-a trecut și a trebuit să mă pocăiesc. A trebuit să mă rog și mi-a trecut gândul: oare, nu m-am gândit înainte, nu știu exact ce o să zic, oare acum dacă mă bâlbâi în rugăciune, ce o să zică frații despre mine? Cum o să fiu eu perceput în rugăciunea mea? Când de fapt ceea ce trebuiau ca să mă gândesc: vai de mine, păcătosul. Cum îmi permit eu să-mi deschid gura înaintea lui Dumnezeu? Cum îmi permit eu ca să rostesc orice rugăciune? Este doar milă și har din partea, din partea lui Dumnezeu. Apoi ne se spune că nu doar cu reverență, nu doar cu umilință, doar și cu înflăcărare. Rugăciunile noastre trebuie să fie pline de viață, da? Pline de ardoare. Și lucrul acesta posibil ca să fie straniu ca să-l, pentru noi sau pentru unii să-l regăsească într-o mărturisire de credință a baptiștilor, da? Mai ales a baptiștilor reformați.
Dar Biblia ne cere lucrul acesta. Rugăciunile noastre trebuie să fie pline de viață. Da? Plin de viață. Iacov, capitolul 5, versetul 16 la 17, ni se spune în felul următor. Așadar, mărturisiți-vă păcatele unii altora și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică. Ilie era un om de aceeași natură cu noi. El s-a rugat cu ardoare ca să nu plouă și n-a plouat peste țară timp de 3 ani și 6 luni. Ce vrea să sublinieze Iacov pentru noi? Faptul că intensitatea rugăciunii noastre, nu mă refer la volum, da? Nu mă refer la manifestare, ci mă refer la intensitatea lăuntrică, sinceră, care evident că se va și manifesta într-un fel, contează. Este important, da? Nu este tot una ca inima ta să ardă în rugăciune, într-o cerință înaintea lui Dumnezeu, sau să vii și să spui, Doamne, ce să zic? Știi tu, sora aia care a fost diagnosticată cu cancer? Bă, dacă vrei să o vindeci, dacă nu, amin. Nu-i tot una cu o rugăciune sinceră în care inima ta arde înaintea lui Dumnezeu pentru vindecarea acelei persoane, sau pentru mântuirea acelei persoane, sau pentru alte cerințe, sau în mulțumire. Nu-i tot una ca să vii să zici așa numai poezia, Doamne, îți mulțumesc pentru soare, pentru hrană, pentru familie, pentru toate cele bune, amin. Sau realmente inima ta să fie înflăcărată de mulțumire înaintea lui Dumnezeu, care evident se va manifesta într-un fel. Sentimentele întotdeauna ies într-un fel la suprafață. Rugăciunea noastră trebuie să fie înflăcărată, trebuie să fie plină de viață. Rugăciunea noastră întotdeauna trebuie să fie făcută prin credință. Prin credință, da? Cerințele noastre sunt ascultate de Dumnezeu atunci când vin cu credință. Cu credință că Dumnezeu este Cel care poate. Cu credință că Dumnezeu va răspunde în conformitate cu voia Lui. Tot Iacov ne spune în Iacov 1, la versetul 5, dacă vreunea dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu generozitate, cu mână largă și fără să mustre, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască. Că cel ce se îndoiește este ca valul mării purtat de vânt și dus încoace și încolo. Noi trebuie ca să mergem și să cerem cu credință. Acum, de multe ori noi nu cerem cu credință pe bună dreptate, pentru că cerem lucruri pentru care n-ar trebui să avem credință. Care nu avem mandat biblic să credem cu certitudine că Dumnezeu ni le va da. Care poate nici n-ar trebui să le primim. Și ne-ar face rău dacă le-am primit. Și atunci le cerem, dar le cerem cu reținere. Dar dacă ceri înțelepciune, dacă ceri dragoste, dacă ceri lucruri pentru care știi că cuvântul lui Dumnezeu îți poruncește să le ceri, îți poruncește să le cauți, atunci poți ca să le ceri cu deplină credință, fără șovăială. Să știi că Dumnezeu va răspunde, da? Cu perseverență apoi, cu dragoste, cu perseverență. Nu ne dăm bătuți în rugăciune. Ne-am rugat odată, două ori și ne dăm bătuți. Nu, trebuie tot timpul să insistăm. Efeseni 6, cu 18, Apostolul Pavel ne îndeamnă, rugați-vă neîncetat, întotdeauna, în Duhul, cu tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Viața creștină este o viață de rugăciune, da? Este o viață de rugăciune. Nu sistăm din rugăciunea noastră niciodată. Asta nu înseamnă că dacă Dumnezeu ne dă un răspuns negativ, noi insistăm, da? Sau dacă Dumnezeu ne dă un alt răspuns, dar înseamnă că întotdeauna ne rugăm, întotdeauna avem cereri, întotdeauna avem lucruri pentru care ne rugăm și pentru unele lucruri poate să ne rugăm toată viața. Și s-ar putea ca Dumnezeu să dea un răspuns după ce noi nu mai suntem aici. Dar noi trebuie să facem lucrul acesta. Da? Suntem convinși că Dumnezeu este Cel care are puterea și este Cel care are milă și bunătate să răspundă la rugăciunile noastre. Să încheie acest paragraf din nou subliniind faptul că atunci când este făcută o rugăciune în prezența altor persoane, rugăciunea trebuie exprimată într-o limbă cunoscută acestora. Da? Asta exclude
orice fel de rugăciune în limbi sau orice fel de rugăciune într-o limbă omenească necunoscută. Da? Nu v-ar sluji cu absolut nimic dacă eu m-aș ruga în engleză sau în altă limbă care dumneavoastră nu o cunoașteți. Rugăciunea în biserică are de-a face cu comunicarea mea cu Dumnezeu, dar în același timp are de-a face cu dumneavoastră. Pentru că este și o rugăciune spre zidirea dumneavoastră și este o rugăciune în care biserica este invitată să se unească împreună cu mine sau cu cel cu care se roagă în rugăciune și de aceea trebuie ca să fie într-o limbă cunoscută. Acest lucru noi astăzi îl luăm foarte de apucat, dar gândiți-vă că pentru sute și sute de ani oamenii mergeau la biserică și nu înțelegeau nimic. Pentru că era în altă limbă. Gândiți-vă să mergeți în fiecare duminică la biserică de maghiare. Ar fi groaznic, nu? Adică n-ați înțelege absolut nimic. Absolut nimic, da? Hai că dacă mai mergeți la biserică de francez sau ceva de genul, mai prinzi lucruri, da? La italien sau așa, mai prinzi cuvinte, mai înțelegi câte ceva. Dar la chinez sau la maghiar sau așa mai departe, n-ai înțelege nimic. Se duci ani de zile și să nu poți ca să fii zidit în niciun fel, da? În paragraful 4 și 5 continuă despre elementele închinării. Din nou despre rugăciune. Ni se spune că rugăciunea trebuie făcută pentru lucruri legitime. Vă puteți imagina ce e un lucru legitim și un lucru ilegitim. Da? Nu ne putem ruga, de exemplu, să ne moară dușmanii. Nu ne putem. Da? Nu ne putem ruga ca Dumnezeu să, nu știu, scape pe un criminal de la pedeapsă. O pedeapsă justă, zic, da? Astea sunt lucruri ilegitime, nu? Avem dreptul să ne rugăm pentru asemenea lucruri, da? Trebuie să ne rugăm pentru lucruri legitime și pentru orice persoane care sunt în viață în momentul rugăciunii sau pentru persoane care vor trăi în viitor. Foarte interesant ce spune mărturisirea. Altfel spus, trebuie să ne rugăm pentru toți oamenii, inclusiv pentru cei care încă nu sunt în viață, da? Gen pentru copiii care încă nu sunt născuți, pentru copiii care încă nu sunt concepuți, pentru copiii adunării care Dumnezeu îi va da peste ani și ani de zile, pentru... Puteți imagina. Interesant conceptul acesta. Evident, textul la care mergem cu gândul este în 1 Timotei 2, unde Apostolul Pavel ne spune ca să facem cereri și rugăciuni și mijlociri și mulțumiri pentru toți oamenii, da? Pentru toți oamenii, pentru împărați, pentru conducători, pentru absolut toți oamenii. Mărturisirea apoi tratează un aspect care vom sări peste el în seara aceasta, că timpul nu permite și este o altă discuție despre rugăciunea pentru morți și rugăciunea pentru cei care au comis păcatul fatal, da? Sau păcatul care nu poate fi iertat. Este un subiect prea vast ca să-l tratăm în această seară. Probabil că o să-l tratăm în altă seară când va permite timpul, dar evident rugăciunea pentru cei morți este exclusă. Mărturisirea sublinează și faptul că rugăciunea pentru cei care au comis păcatul de neiertat de asemenea este exclusă. Ar trebui să dezbatem ce este păcatul de neiertat, cum poate fi identificat un asemenea om și așa mai departe. Nu este timp în această seară. În paragraful 5 intră în celelalte elemente de închinare, începând cu citirea Sfintei Scripturi. Cine poate da un verset, un pasaj din Scriptură, care sublinează pentru noi importanța citirii Sfintei Scripturi? Ce anume? N-am auzit. Așa, da. Da. Corect. Peste tot în Vechiul Testament avem citirea publică a legii, poruncirea lui Dumnezeu să se citească legea lui Dumnezeu. Pavel către Timotei. Da. Textul e 1 Timotei 4:13. Până la venirea mea să te dedici sau dă atenție citirii și se referă la citirea în public, încurajării și învățăturii, da? De asemenea, dacă ne uităm la epistolele Apostolului Pavel, vedem că ele sunt scrise cu intenția de a fi citite public, da? Așa au fost scrise.
ca să fie citite public. De exemplu, dacă ne uităm la Coloseni, capitolul 4, versetul 16, Apostolul Pavel spune: după ce va fi citită această scrisoare la voi, faceți în așa fel încât să fie citită și în biserica din Laodiceea. De asemenea, citiți și voi scrisoarea din Laodiceea. Deci ideea era, Pavel trimite această scrisoare, această epistolă, și ideea era că cineva trebuia să meargă înaintea bisericii să citească această epistolă public, să fie citită public, da? Și apoi să fie trimisă la altă biserică ca și ei să o poată citi, public. În Tesaloniceni, același lucru ni se spune: vă cer înaintea Domnului ca această epistolă sau această scrisoare să le fie citită tuturor fraților, da? Tuturor fraților. Asta este cerința Apostolului Pavel. Am scris și eu o epistolă odată și am cerut să fie citită public și n-a fost nici în ziua de astăzi citită public. Asta e. O vă purta-o pe conștiință cei care n-au citit-o public. Ideea este că Biblia, Noul Testament, Vechiul Testament, a fost intenționată de Dumnezeu, da, să fie citit individual de noi și să fie studiat individual de noi, dar să fie citită public, în biserică. Și în ziua de astăzi, îmi pare rău să spun, s-a delăsat biserica total de datoria aceasta. Obiceiul acesta în care predicatorul se urcă la amvon și citește jumătate de verset din care va predica în acea dimineață, nu este biblic, da? Păstorii au o datorie să reinstaureze în mijlocul bisericii, nu obiceiul, porunca aceasta de citire a Bibliei, da? De a urca în amvon și a spune: deschidem cuvântul lui Dumnezeu și citim un capitol, două, trei, 176 de versete din Psalmul 119. Este de datoria noastră să facem lucrul acesta, da? Apoi, nu doar citirea Sfintei Scripturi, dar și predicarea. Și lucrul acesta este adevărat de asemenea în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. În Neemia, de exemplu, când se vorbește despre citirea legii, se spune în felul următor, Neemia 8:8. Ei citeau deslușit din cartea legii lui Dumnezeu și îi arătau înțelesul. Ce făceau? Predicau expozitiv, asta făceau. Citeau legea și apoi explicau înțelesul. Și îi arătau înțelesul astfel încât poporul se înțeleagă cele citite. Da? Asta se întâmpla în Vechiul Testament și de asemenea în Noul Testament știm clar că predicarea este deosebită importanță. Da? 2 Timotei 4:2, Apostolul Pavel îl roagă fierbinte pe ucenicul lui: predică cuvântul. Fii pregătit la timp și ne la timp, mustră, corectează, încurajează cu toată răbdarea și învățătura. Una dintre incidentele care m-a scos din fir cel mai mult în viața mea au fost într-o dezbatere, să zicem așa, într-o discuție publică cu un păstor baptist pe tema mântuirii prin credință. Și ca să oprească discuția, mi-a zis: frate, eu nu sunt pregătit să discut așa ceva. Deci mi-am pierdut orice stare. Nu să fii păstor baptist, să fii credincios, trebuie să fii pregătit să discuți despre mântuire. Cu atât mai mult, dacă ești păstor, trebuie să fii pregătit la timp și ne la timp să ce? Să predici cuvântul, da? Să predici cuvântul. Asta este starea constantă a păstorului, este de pregătire. De pregătire, da? Zi și noapte el se pregătește ca să predice cuvântul, da? Să predice cuvântul. Asta este, până la urmă, esența chemării de păstorire, este să predicăm, să împărtășim cuvântul încât poporul să fie zidit, din cuvânt, da? De asemenea, un element nu este doar predicarea, ci și auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Este interesant faptul că mărturisirea sublinează aspectul acesta ca și o activitate, ca și un element de închinare. Altfel spus, ceea ce eu fac în predicare este un aspect al închinării și ceea ce dumneavoastră faceți în ascultare este de asemenea un aspect al închinării, este un element al închinării. Și ne putem uita în multiple locuri unde lucrul acesta este foarte clar arătat. În 1 Timotei 4:16, Apostolul Pavel îi spune lui Timotei să fie atent asupra învățăturii care o dă, asupra doctrinii sale, să stăruie în aceste lucruri, pentru că făcând aceasta, te vei mântui pe tine și pe cei ce te
Ce te ascultă? Pe ascultătorii, pe ascultătorii tăi. În Luca 8 cu 18 ni se spune, luați seamă deci la felul cum ascultați. Luați seamă la felul cum ascultați. Ascultarea, fraților, nu este o activitate pasivă. Nu este o activitate pasivă. Deși de multe ori este, din păcate. Și ca și predicator îți dai seama lucrul acesta. Când te uiți peste un popor și vezi așa. Aia nu e ascultare. Da? Ca să înțelegeți fenomenul, cei care sunteți părinți, ați chemat vreodată copilul la dumneavoastră și ai vrut ca să-i comunici ceva și începi și spui, băi băiete, sau băi fată, uite cum stau lucrurile. Și el e numai... La un moment dat vine să-i dai o palmă, să zici, hei, trezește-te, vorbesc cu tine, da? De multe ori, de aici din față așa să privește, știi? Transpiri, curge sânge, ești gata să pici pe jos, încerci să le explici la oameni și parcă, dacă ați văzut desenele alea în care bulele deasupra capului, parcă ai putea să vezi, unul se gândește la mașini, unul se gândește la ochii albi, da? Ascultarea este ceva activ. Ascultarea, subliniați, ascultarea face parte integrală din închinare. Este un act, un element al închinării. Dumneavoastră vă închinați prin ascultarea activă a Evangheliei predicate, da? Apoi, prin învățătura și îndemnul reciproc al credincioșilor, în psalm, în cântări spirituale și de laudă, cântând Domnului cu har și inimile, și inimile noastre, da? Deci toată biserica este activă într-o închinare congregațională și limbajul este direct împrumutat din Coloseni 3 cu 16, cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din belșug, învățați-vă și instruiți-vă unul pe altul. V-ați gândit la aceasta? Atunci când cântați, vă învățați și vă instruiți. Atunci când cântați, atunci când se citește cuvântul, atunci când vă rugați, orice se întâmplă în biserică, ne învățăm și ne instruim. Cu toată înțelepciunea, cum? Cântați lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre cântece de laudă, imnuri și cântece duhovnicești. Sau Efeseni 5 cu 19. Vorbiți între voi cu psalmi, imnuri și cântece duhovnicești, cântând și lăudându-L pe Domnul din inima voastră. Apoi, de asemenea, prin administrarea botezului și cinei Domnului. Elemente speciale în închinarea noastră. Nu mai subliniez textele, le știți. De exemplu, la putea merge la Marea Trimitere, unde ni se poruncește ca să botezăm pe cei care își pun credința în Domnul Iisus. Am putea merge la 1 Corinteni 11, unde Apostolul Pavel împărtășește porunca Domnului Iisus Hristos pentru cina Domnului. Am putea merge la instituirea cinei Domnului, unde Domnul Iisus spune să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, spre amintirea mea. Deci, toate aceste lucruri, spune mărturisirea, fac parte din închinarea noastră religioasă. Și acestea trebuie, din nou spune mărturisirea, făcute în ascultare de Dumnezeu, pe înțeles, cu credință, cu reverență și teamă sfântă. Și în cele din urmă mărturisirea încheie acest paragraf și acolo vom încheia și noi, că nu cred că mai avem timp, spunând că aceste elemente pot fi folosite și în alte circumstanțe, dar ele nu înlocuiesc acele circumstanțe în închinarea noastră corporativă. Altfel spus, tu poți și trebuie să te rogi în acest fel și să te închini în acest fel la tine în casă, poate într-un grup mic și așa mai departe. Tu poți ca să citești cuvântul individual, cu familia, cu prietenii, tu poți să faci toate lucrurile acestea. Dar asta nu îți dă voie, nu îți dă voie ca să ca să le îndepărtezi pe celelalte, da? Deci, spune mărturisirea, ele trebuie utilizate și în momente speciale, într-o modalitate sfântă. Se referă aici la o sărbătoare în afara bisericii. Poate că se organizează o tabără și acolo vom cânta și vom avea momente de închinare. Faptul că suntem la o tabără nu înseamnă gata, nu mai avem reverență când facem lucrurile acestea. Poate se organizează un concert sau o dezbatere sau altceva. Chiar și atunci când ne rugăm, când cântăm, trebuie să fim în același duh de închinare. Da? Și apoi mărturisirea încheie, încheiem la paragraful 6, spunând că da, este bine ca închinarea noastră să fie pretutindeni
și faptul că în Vechiul Testament era legat de un anumit loc și un anumit timp, la oamenii se spunea să meargă la templu, să se închine doar în anumite perioade și așa mai departe. Noi acum avem libertatea să ne închinăm oriunde și oricum, în sensul că putem individual, în familie, pe mașină și sunt închinări legitime, dar și atunci trebuie ca să fie solemne, trebuie ca să fie pline de reverență și, de asemenea, nu trebuie ca să neglijăm adunarea noastră la oaltă. Aspectele acestea le vedem din Sfintele Scripturi foarte limpede. Domnul Iisus Hristos, în Ioan capitolul 4, sublinează faptul că închinarea, odată cu venirea Lui, nu mai este legată de un anumit loc, ci este legată de a fi în Duh și adevăr. Pe de altă parte, deși închinarea nu este legată de un anumit loc, este legată de un popor, de o adunare. De aceea autorul către evrei ne spune ca să nu părăsim adunarea noastră la oaltă, cum a unii obiceiul. Da? Mărturisirea vrea ca să înțelegem că închinarea noastră personală este o datorie și un privilegiu, dar de asemenea închinarea noastră corporativă este o datorie și un privilegiu.